Întâmpinarea Domnului are loc pe 2 februarie și este cunoscută în popor și sub denumirea de Stretenie. În această zi, Biserica Ortodoxă sărbătorește un eveniment important din viața pământească a lui Isus Hristos. După 40 de zile de la nașterea sa, pruncul sfânt a fost dus la Templul Ierusalimului după Datină. La Templul Sfânt, mama aducea jertfă un miel sau un porumbel pentru sacrificiul purificării. În cultura populară se practicau obiceiuri și tradiții, unele dintre ele se mai păstrează și în zilele noastre. Astfel, la 40 de zile de la naștere este bine ca mamele să ducă nou născuții spre închinare la biserică atunci când aceștia sunt închinați la altar. În trecut, schimbarea vremii era pusă pe seama comportamentului neobișnuit al ursului Martin. Astfel, se zicea că dacă ursul își vede umbra, înseamnă că va mai dura ceva vreme până se va încălzi, așa că se reîntorcea în culcușul lui. Pentru a câștiga simpatia și bunătatea ursului, oamenii puneau pe poteci vase cu miere și bucăți de carne. În credința populară, puterea acestui animal se transmite asupra oamenilor, în special asupra copiilor. Pentru aceasta, părinții își ungeau copiii cu untură de urs ca aceștia să fie puternici și sănătoși. Tot în această zi are loc târcolitul viilor, un ritual îndeplinit de viticultori care merg să taie și să lege via. Din crenguțele de viță își împodobesc pălăriile și fac o petrecere la care dezgroapă o sticlă de vin din anii trecuți.